Vizitarea pacienților internați în Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș este interzisă în actualul context epidemiologic. În această situație, familiilor le este foarte greu să afle informații despre pacient, mai ales când vorbim despre pacienți care nu pot comunica sau nu au un telefon mobil. Pentru a întâmpina această problemă, noul manager al Spitalului Județean de Urgență, Bogdan Mihai, a publicat numerele de telefon de pe fiecare secție alături de următorul mesaj. Comunicarea este ceva ce nu trebuie să lipsească în niciun moment, dar lipsa ei o observăm cel mai mult într o situație de criză. Fiecare dintre noi am avut pe cineva internat într un spital și ne-am lovit de un zid. Nu știam cu cine să vorbim, unde să sunăm. După ce am găsit unde să sunăm, am descoperit că nu ne răspundea nimeni. La Călăraș am început un proiect prin care încercăm să eliminăm aceste lucruri neplăcute pentru oricine. Un prim pas îl reprezintă transparența totală, a precizat managerul Mihai Bogdan.